Salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Paul și mă bucur că ne vedem aici. Da. Acesta este primul episod în care vă voi povesti? Vă voi povesti cum am luat de care ăștia... ochelarii mei. Da, dar nu o să vă povestesc chestia asta cu ei pe față, că nu-i frumos. Deci, totul s-a întâmplat ieri. S-a întâmplat ieri, de fapt s-a întâmplat alaltăieri. Da. S-a întâmplat săptămâna asta, în orice caz. Ideea e că în drum spre casă, ochiul meu vigilant a văzut asta. Asta? Da, asta. Și ce mi-am zis? Opa, aici s-ar putea să întâmple ceva interesant. Mă, ironia sorții se face că eram cu o colegă și am zis că o facem pe din două. Lucru care nu s-a întâmplat, că am luat țapă. Da. Ideea e în felul următor. Trebuia să-mi iau două din astea. Din astea. Și primeam unul de ăsta. Da, lucru pe care l-am făcut ieri, când era vreme faină, era fain. Și soare. Și m-am dus cu ei acasă, pe soare. Astăzi, când am vrut să mă duc cu ei, nu a fost soare, a fost ploaie. Da, știți voi de ce a fost ploaie, mă? A fost ploaie pentru că m-au ajuns blestemele. Da, pentru că mi-am luat ochelare de unul singur și pentru că mi-am luat ochelare de unul singur, n-am avut parte de ei să-i port. De exemplu, acum e vreme faină. E frumos, e senin, poate un pic vântul. Perfect de mers cu ochelare afară. Dar nu mă duc. Nu că n-am voie să ies din casă. De ce n-am voie să ies din casă? Asta o să vă spun într-un alt episod. Până atunci... Vrea cineva să vadă de aproape cum se văd cu ochelarii mei. Bă, ați observat că pe videoclipurile de YouTube nu se spune nimeni când le postezi? Mai eu nu întreabă asta, dar mă așteptam măcar un like, un ceva, să zică, bă, da, bă, uite, că vrem asta. Știți ceva? Hai să ne uităm la ochelarii mei. Pușile Chucky în videoclipul meu, mă, firar ele să fie, mă, ai de capul meu. Voi nu le vedeți, da? Hai că vi le arăt eu, mă. Ia, noia cam au dispărut. Am scăpat de pe pușile Chucky. Mulțumesc că v-ați uitat la videoclipul meu și dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu de YouTube și dați un like dacă vă place. Bine, dați un like și dacă nu vă place. La revedere și să ne vedem cu bine data viitoare.